din casa lui Temi cu Monica Davidescu și micuța Dora. Every time I look into your eyes, see the wonder of your pretty smile, captures me in every way. Când ați citit ultima carte împreună? În fiecare seară. Citim în fiecare seară. Ce relație aveți cu fetița? Văd că este foarte apropiată, dar mai apropiată de mami sau de tati? E apropiată de amândoi. Acum suntem în vacanța ei, în vacanța de la școală. Și urmează, da, să sărbătorim și ziua ei de naștere la un loc de joacă, pentru că așa le e plăcut copii. E de bebeluș, copii. Da, trambulina e cea mai tare. Ce-ți dorești să primești cadou de ziua ta? Aia, spune-ți. Oh. Păi, dacă le ai pe toate, poți să spui că îți dorești doar să fie prezenți copiii, prietenii tăi la ziua ta. Mie și-a dorit foarte mult un iepuraș care să se transforme, un iepuraș, ceva cu paiete, e o chestie, moda asta cu paiete, și ea are iepurașul care face cu ochiul. E cel mai nou. Da, asta cu cadourile, evident, copilul primește ceea ce are nevoie când are nevoie, iar dacă se întâmplă să-și dorească foarte mult un cadou, îl primește la momentul potrivit, după ce a făcut fapte bune. Când ți-a citit tati ultima dată o poveste? Că intuiesc că mami face mai des, nu? Niciodată. Nu, ți-a citit și el. Și din cartea asta l-am pus să citească. Ba, nu e de dar mai rar. E foarte adevărat că mami culcă copilul seara și noi avem cărțile, da, cu povești. Se uită pe telefon, pe calculator și vorbește foarte mult la telefon. La... Nu. Noi învățăm copiii să spună adevărul, dar uneori adevărurile sunt cele din casă pe care le știi numai tu. Și copilul, dacă le spune tuturor, poate că nu e bine. N-am știut că sunt copii care nu știu a citi. Cum e la școală, știi, clasa întâi? E bine. Îți place? Da. Câteodată mă plictisesc. De ce? Fiindcă învățăm lucruri grele. Ce numești tu lucru greu? Ce te pune să faci la școală și nu-ți place deloc? Că ne dă teme acasă. Dar ce-i vrea tu să faci în timpul când ajungi acasă? Și ce-a... Mă joc. Principala ta activitate să te joci. Cu ce? Ce lucru îți place foarte mult? Cu păpușile, cu câinele, cu pisica și... Nu te uiți la desene? Ba da, mă uit. Și azi dimineața m-am uitat. Ce alte activități mai faci în afară de școală? Volei, actorie, dansuri populare și șah și engleză. Și când ai timp să le faci pe toate? Una după alta, da. Dar dintre toate, ce-ți place cel mai mult? Aia, actorie. Îți dorești să ajungi ca mami? Da. Dar cu muzică și ca tati? Da, și ca tati. Every time I look into your eyes, see the wonder of your pretty smile, captures me in every way. I-ai rugat pe mami și pe tati să-ți mai facă o surioară sau un frățior? Da, pe mami am rugat-o să-mi facă o surioară. Și mami ce spune? Spune că întotdeauna copiii vin de la Doamne, Doamne. Dar mami și cu tati și mai doresc? Da, ei și-au dorit întotdeauna, dar ce a venit de la Doamne, Doamne a fost bine primit. De ziua ta, ziua ta.